Bună ziua dragilor, bine ne regăsim la un nou minut de conștientizare. Alături de mine, Alexandra Mihertescu. continuăm uh, discuția noastră pe tematica rolului social uh, din perspectivă numerologică și am ajuns la cei născuți în luna martie și decembrie, adică vibrația socială 3. E, uite, am ajuns și la glumeții grupului copilăroșii, ca să le zicem așa, sau copiii grupului, deoarece trei este și principiul copilului. Ideea este că acești oameni, rolul lor social da? Este acela de a fi veseli, de a fi chiar așa copilă roși, de jucăuși, joviali, pun accentul pe tinerețe, pe bună dispoziție, pe stare de bine, pe, în aspectul pozitiv al, al lui trei. Bineînțeles, sunt curioși din fire, sunt cei care vin prima oară cu știrile, uite ce am mai aflat, da, uite argumente foarte multe, demonstrații, iarăși, da, ce țin să le facă cei cu această vibrație 3, Însă, în latura negativă, pot să devin așa foarte, nu știu, pesimiști, exact ca copiii aia care și au jucăriile și se duc acasă, da? Se, se prostesc poate prea mult, glumesc prea mult, exagerează uneori cu gluma și nu neapărat, poate, sunt cele mai bune glume sau cele mai reușite, dar pur și simplu devin așa nemulțumiți. Uh, știi, ca un copil când se supără și momentul că vrea ceva și nu-i dai și momentul în care vrei să-i dai ceva, orice altceva sau poate chiar acel lucru, nu mai vrea, știi? Nu, nu mai trebuie, nu mai vrea, da? Ei sunt uh, su și supărăcioși, da? <laughs> comedianții în același timp, dar și supărăcioși, să zicem așa, foarte repede pot să treacă de la o stare la altă, de la veselie la uh, nu știu, supărare. Exact ca un copil, da? Acum îmi place, râd, uh, 5 minute mai târziu... Nu mai place, mă dau cu fundul de pământ și încep să fac uh, scandal, să zic. nu? Dar uh, rolul uh, ăsta este pur și simplu de a aduce veselia în grup, de a aduce bucuria de a trăi, pur și simplu unde voi acolo apăreți, necesită ceva în sensul ăsta de bucurie, în sensul ăsta de distracție, în sensul ăsta de veselie, de uh, joc să apară, să se întâmple. Da? Și atunci, uh, cu siguranță, uh, Lumea o să vă aplaude sau cumva rolul social este îndeplinit și uh, o să, da, o să fiți apreciat. De obicei sunt niște persoane foarte vesele sau cel puțin accează această veselie datorită rolului social pe care l-au, dar uh, nu înseamnă neapărat că, repet că ăsta este felul lor de a fi, ci pur și simplu, ăsta este rolul social pe care l-au învățat foarte, foarte bine. Cam atât așa pe scurt despre cei născuți în luna uh, lui. Uh, martie sau decembrie. Ne vedem la următorul episod, să vă fie cu folos. Nu uitați, share, like pentru a putea răspândi informația celor care le poate fi de folos, bineînțeles. Până data viitoare, vă doresc spor la conștientizare.